face Parlamentul României. În câteva cuvinte, privitor la această lege a dării în plată, ea pleacă de la o realitate care a fost foarte detaliată și aici, inegalitatea de tratament în raporturile dintre bănci și consumatori. Și când această inegalitate atinge nivele agravante, ea devine inacceptabilă și trebuie corectată. Legea dării în plată înseamnă restabilirea într-o măsură, nici măcar totală, într-o anumită măsură, a egalității de tratament între bănci și consumatori. Sigur, în momentul când ea a fost lansată, nu imediat, în mod într-o situație pe care o știm, băncile, din păcate, în frunte cu Banca Națională a României, au reacționat. Faptul acesta nu e surprinzător. Dar ceea ce mă surprinde pe mine este că în momentul când au reacționat, au făcut-o nu cu argumente, nu aducând argumente, ci pur și simplu încercând să demonizeze această lege. Asta nu este o atitudine acceptabilă din punctul de vedere al raporturilor normale într-o societate democratică, a raporturilor dintre societatea civilă și sectoarele interesate, cum e aici sectorul financiar. Am avut parte de strigăte și amenințări în loc de argumente.